Dumnezeu a poruncit ca noi să trăim cinstiți. 10 porunci El ne-a scris, prin Moise ni le-a primis. Hai să le învățăm de acum, de la început de drum, și apoi să ne străduim, să le și îndeplinim. Eu sunt Dumnezeu tău, te feresc mereu de rău. Se spun ca să știi bine, nu-i alt Dumnezeu ca mine. Tu să nu faci chip cioplit, căci te prezându-te-i scuzit. Nu sluzi, nu te închina la lucruri, la nimeni. Numai mie să te închin, când te bucuri, când suspin, căci cu tine Dumnezeu, și la bine, și la greu. 6 zile să muncesc, doar a 7-a te odihnesc. Mergi mereu duminica, s-o sfințesc în casa mea. Pe tată, pe mama ta, să-i cinstești. Și nu uita să-i respecti și să-i iubești, despătrând să-i ocrotești. Tu să nu ucizi copile, că ce face rău în astă lume. Dumnezeu nu va ierta niciodată fapta rău. Și să nu doresc nimic din ce aproapele tău are. De ești mare, de ești mic, Domnul dă la fiecare. Respectând 10 porunci, tu în creștin poți să ajungi. Te ești liber să alegi pe ce cale vrei să mergi.